Pacienții din rasa Basset Hound sunt pacienți speciali care prezintă toate combinațiile de modificări la nivelul marginii libere a pleoapelor superioare și inferioare. Prezintă frecvent colobomă palpebrală superioară, entropion superior, entropion inferior, o colobomă palpebrală medială și acel ectropion constituțional pe care va trebui să-l rezolv în aceeași intervenție chirurgicală. Această combinație de modificări la nivelul marginii libere a pleoapei va atrage după sine o intervenție chirurgicală pe care o poți efectua cu foarte multă imaginație și cu o combinație de tehnici pe care le vei folosi. Chiar dacă panicul adipos la acest pacient nu este bine reprezentat, nu este foarte dezvoltat, ca în cazul rasei Chow Chow sau Sharpei, va trebui pentru corectarea colobomei palpebrale superioare și a entropionului total să efectueze ablația acestui panicul adipos cu prelungirea inciziei mult mai jos decât cantusul extern al ochiului. Acest pacient prezintă frecvent și euriblefaron, o deschidere palpebrală mult mai mare a pleoapei inferioare comparativ cu cea superioare, pe care va trebui cu o incizie în V să o rezolvi în aceeași intervenție chirurgicală. La acest pacient aș începe cu intervenția chirurgicală pe pleoapa a treia, corectând hiperplazia de gland anexa pleoapei a treia și eversia de cartilaj tars, și apoi m-aș gândi la intervenția chirurgicală pe pleoapa superioară și apoi pe pleoapa inferioară. Același pacient, ochiul drept, cu o colobomă palpebrală superioară și cu o eversie de cartilaj tars la nivelul pleoapei a treia evidentă. Acest pacient prezintă euriblefaron de asemenea și va trebui să efectuăm și îndepărtarea acestui panicul adipos de la marginea liberă a pleoapei superioare. După intervenția chirurgicală, vom observa că ablația panicului adipos pe care am efectuat-o va iniția sutura mult, mult în fața acestui panicul adipos și sutura mea va coborî mult după unghiul extern al ochiului. Pentru pleoapa inferioară s-a efectuat acea incizie în V la nivelul cantusului extern, corectând astfel ectropionul inferior și euriblefaronul. Edemul după această intervenție chirurgicală este impresionant. Putem folosi antiinflamator sistemic și toaletarea locală cu aplicații de unguent cu antibiotic și antiinflamator timp de 14 zile până la îndepărtarea firelor de sutură este esențial. Bineînțeles, gurelul de protecție este absolut obligatoriu pentru 14 zile.